Această inițiativă a Ministerului pentru Consultare Publică, trebuie să vă spun că a venit în contextul în care la nivel internațional se sărbătorește săptămâna aceasta pe care o începem, Sunshine Week. Este săptămâna dreptului de a cunoaște, respectului pentru istorie și încă o dată le mulțumesc colegilor mei pentru faptul că prin acest eveniment dăm un semnal internațional de deschidere către public a unor obiective care țin de istoria noastră și de dreptul în mod direct de dreptul de a cunoaște. Acest imobil este încărcat de o valoare istorică și când am venit cu ideea de a modifica statutul acestui imobil și de a-l pune la dispoziția cetățenilor, noi am considerat că este o acțiune normală. Nicolae Iorga spunea la un moment dat un lucru foarte interesant: istoria se răzbună pe noi repetându-se. Cred că se răzbună istoria pe noi repetându-se și pentru că ne ascundem de unele din momentele noastre pe care încercăm să le aruncăm în altă parte, să aruncăm o vinovăție înspre altceva. Perioada comunistă din istoria României cred că are nevoie de o istorie, de o istorie scrisă cu luciditate, scrisă cu fapte și cu judecăți morale. Ce este un comunist? Este cineva care l-a citit pe Marx și Engels. Ce este un anticomunist? Este cel care l-a înțeles pe Marx și Engels. Drept pentru care eu vă spun că trebuie să ne recunoaștem trecutul apropiat, astfel încât să dăm speranță pentru un viitor acestei națiuni.